Episodul 15. Câinele vârcolac. Bună, Odi! Sunt preocupat să mă joc cu tine. Prepar lasagna mea specială dublă cu 3 feluri de cașcaval cu extra carne pentru ziua de naștere a lui Liz. No! Nu te pot lăsa să mă încurci. Dar uite un os bun pentru tine. Ok, dă-l încoace. Osul! Și sper să aibă mai multă carne decât cel de ieri. Sau... Mâine poate reușești să-l faci să-ți dea mai mulți biscuiți din aceea, care îmi plac atât de mult. Aproape am terminat! Alte știri! O aliniere rară a planetelor se va întâmpla această seară. Ne explică profesorul Harlow Crumplant. Recunosc mirosul. Recunosc și-l iubesc. Îmi place mirosul. Da. Steaua câine Sirius, cunoscută și ca Alpha Canis Major, se află într-o poziție unică față de Canopus, iar amândouă sunt într-o poziție deosebită față de Lună. Vreți să spuneți că poate avea un efect asupra câinilor de pe Pământ? Da, doar asupra celor proști. De fapt, un câine ar trebui să aibă un IQ de aproape zero pentru a fi afectat. Ei, dar ce avem aici? Lasagna! Vă rog să o priviți, nu va mai fi acolo pentru mult timp. Nici să nu te gândești. Dar este lasagna, trebuie să o mănânc. Asta știu să fac cel mai bine. Această lasagna este pentru petrecerea lui Liz. Dacă o atingi, nu-ți mai dau de mâncare până la următoarea ei aniversare. Sau următoarea, sau următoarea. Bine, 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 am înțeles mesajul, domnule subtilitate. O las peste noapte să se răcească. Nu, doar nu. Ei, am voință să nu mănânc această lasagna. Banam. Badam. Banam. Na, poate doar să gust puțin, așa. Bine, bine. Deci va exista o lasagna pe care nu voi mânca. Trebuie să se întâmple odată și odată și asta. Oh, bună, băiete. Ți-a plăcut osul pe care ți l-am dat? Ei, lasagna se poate răci peste noapte. Poate mă culc mai devreme. Uimitor? Eram sigur că Garfield va devora acea lasagna, dar se pare că a reușit să-și o scoată din minte. Nu voi mânca acea lasagna. Nu voi mânca acea lasagna. Nu voi mânca acea lasagna. De ce nu reușesc să mă conving? Pasă cât de tare îmi gheorțe stomacul. Nu voi mânca acea lasagna și gata. Ce se aude? Odi, ai auzit ceva? Mm-mm. Nu știu ce se auzea așa. Lasagna pentru 10 persoane! A dispărut! Și cred că este evident cine a făcut asta. Garfield! Da? Care-i treaba? Garfield, ai mâncat lasagna pentru 10 persoane!
Serios? Nu mi-amintesc. Iacu! Am vorbit serios, Garfield. Nu-ți voi mai da de mâncare. Noapte bună! Dar eu n-am. Poate că am mâncat-o. S-a ajuns la asta deja. Nu merg în somn, mănânc în somn. Îmi pare rău că am mâncat lasagna, dar n-am știut ce să... Sigur a fost bună. Poate am fost prea dur cu Garfield să-i spun că nu-l mai hrănesc niciodată. Îi voi spune că îi dau de mâncare peste un an sau doi. Garfield, m-am gândit că niciodată este o perioadă prea lungă de timp, așa că... Garfield, cum ai putut? Garfield, cum ai putut face așa ceva? Să nu-mi spui că nu ai făcut-o tu. Dacă nu ai fost tu, cine a fost? Poate cățelul? Nu încerca să dai vina pe săracul drăguțul inocentul Odin. Odin nu ar fi putut face asta. M-am săturat de tine, Garfield. Sper că mi-a adus niște biscuiți pentru căței. Deci, unde sunt? Ce? Nu mi-a adus biscuiți? Te-am avertizat, potaie! Nu scap așa de ușor de mine! Când voi pune laba pe tine, vei înțelege să primești ordine! Te-am prins, potaie! Eu glumam cu biscuiții! Îi poți păstra! De fapt, îi poți lua și pe ei mei! Mie nu mi-a plăcut niciodată! Sper că televizorul încă funcționează. După cum am mai spus tuturor, alinierea ciudată a stelelor, împreună cu eclipsa, poate transforma un câine într-un monstru sălbatic scăpat de sub control. Măi să fie, să se fi întâmplat și lui Odi? Bineînțeles, se poate întâmpla unui câine foarte, foarte prost. Da, sigur este vorba de Odi. Garfield, s-ar putea să-ți datorez niște scuze. Să mergem să-l găsim pe Odi, repede! Am o bănuială unde ar putea fi. Ah, aici erai, băiete. Te simți bine, Odi? Mai bine mergem la profesorul acela pe care l-am văzut la știri. Am sunat la TV și mi-a dat această adresă. Este pe Bulevardul Century. Pe Bulevardul Century este o pizzerie non-stop. Oh, nu! Polițistul acela îmi face semn să opresc! Unde te grăbești, prietene? De parcă ar crede asta. Este vorba de câinele meu. Credem că se transformă într-un monstru uriaș și nebun. Nu, nu, pe cuvânt! Un profesor la TV a spus că este posibil. Acum mergem să-l vedem. Deschide geamul și lasă-mă să văd câinele monstru. Acel cățel drăguț, un monstru? Garfield, ai văzut ce s-a întâmplat? Nu? Este doar o odi al nostru. În orice caz, să-l ducem la profesor cât mai repede. Îmi pare rău să vă trezesc atât de târziu, profesore, dar suntem îngrijorați. Că se transformă într-un monstru cățelul tău datorită alinierii lunii și stelelor?
Nu, nu este posibil. Nu în cazul unei creaturi așa de inocente. Chiar dacă pare destul de prost. A trebuit să venim la un profesor pentru aceste noutăți? Dar dacă este adevărat... Chiar dacă este adevărat, nu mai contează. Această aliniere deosebită ce cauzează schimbarea s-a terminat și nu se va mai întâmpla până în anul 3459, într-o marți. Atunci problema s-a rezolvat. Dacă a existat vreo problemă. Oricum, acum trebuie să mă ocup de viitoarea aliniere a lunii și a stelelor. Poate cauza o eclipsă ce poate afecta pisicile. Pisicile? Pisicile? Da, dar nu vă temeți. Dacă se va întâmpla, va afecta un număr foarte redus de pisici. Ce tip de pisici? Cele care consumă mari cantități de mâncare italiană. Cred că mă voi duce să văd dacă este deschisă pizzeria aia non-stop.